Popor de legământ, Menadiot și Braiot, focul rugăciunii unde este, zice Domnul. Rugăciuni cu foc se strigă din cerurile prea înalte, pentru că dacă ști ce bătălie se dă în văzduh, zice Domnul prin Duhul Sfânt, ca rugăciunile voastre să nu fie ascultate de mine. Asta în genunchi zi și noapte, zice Domnul. Dar iată, mă descoper lucrul acesta, zice Domnul, ca voi să vă rugați cu foc, zice Domnul, prin Duhul Sfânt și cu strigăte mari, pentru că Menadiot Evrai de Otebriot, poporul meu piere, pentru că nu mai strigă la mine. Stamana Diot Evrai de Otebriot nu mai are foc în rugăciune, zice Domnul. Stamena Diot Eglai de Otebriot și de aceea se pierde poporul meu. Dar iată, vreau să-mi flăcăresc, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, darurile care le-am pus în voi, zice Domnul. Vreau, Menadiot Evrai de Otebriot, ca Duhul meu să triumfe. Stamena glai de Otebriot, volmena idiot. De aceea rugați-vă, zice Domnul, și stăruiți înaintea mea, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Nu tăceți, Menadiot Evrai, pentru că nu este vremea să tăceți, zice Domnul. Pentru că dacă ști ce vă așteaptă, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, a striga zi și noapte înaintea mea, zice Domnul, sturme năglai de Otebriot, lacrimele de pe obraz nu vi s-ar termina, zice Domnul, de bucurie, Menadiot Evrai de Ot, stamana de Oteglai de Otebriot. Dar iată, poporul meu de multe ori se lasă copleșit de duh de moleșală, zice Domnul, și aceasta îl storce de putere, zice Domnul. De aceea îmi plăcărați darul care l-am pus în voi, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, și lucrați cu darurile care vi le-am dat, zice Domnul, că vine zi, oameni adiot, Evrai, idiot, când am să vă cer socoteală, zice Domnul, pentru fiecare dar care vi l-am dat și n-ați lucrat cu el, și ați lucrat numai când ați vrut voi, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Stați la îndemâna mea, voi care aveți daruri, Menadiot Evraiot, pentru că vreau să vă folosesc în lucrarea mea, pentru ca poporul meu să se trezească, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Pentru că nu este vreme de ațipire, nu este vremea de adormire, ci trebuie să stați în veghere, Menadiot Evraiot, pentru că se apropie, Menadiot Eglai de Otebriot, și am strigat de atâtea ori, se apropie necazul cel mare, zice Domnul. Și dacă voi în vremurile acestea de pace, stați în nepăsare, zice Domnul, stați în moleșală, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, și nu strigați cu foc înaintea mea, va veni vremea când veți striga cu foc atunci, dar va fi prea târziu, zice Domnul. Astăzi este momentul, zice Domnul, să strigați cu foc ca eu să vă umplu de putere, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, pentru ca să aveți biruință în zilele acelea. De aceea luați în seamă la glasul meu, de atâtea ori am strigat, de atâtea ori am vorbit, zice Domnul, dar poporul meu stă în nepăsare și cuvântul trece pe lângă el, zice Domnul, și nu ia seama la glasul meu, Menadiot Evraiot, ia seama la glasul meu, popor de legământ, Menadiot Evraiot, pentru că-ți va folosi cuvintele acestea ori spre osindă, ori spre binecuvântarea mea, zice Domnul, și spre mântuirea ta, Menadiot Evraiot, pentru că toți acei care au rămas în moleșală, zice Domnul, n-au avut parte cu mine, pentru că trebuie înflăcărat darul care l-am pus în voi, zice Domnul. Fiecare aveți un dar de credință care vi l-am dat,
zice Domnul, unii vă puneți întrebarea, care daruri menat eu te braiot, cel mai important dar de credință, zice Domnul, pentru că trebuie să credeți în mine, să mă credeți pe cuvântul meu, zice Domnul, pentru că eu ce promit fac, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. De aceea, iată, m-am coborât, zice Domnul, ca să stau la sfat cu voi, să vă îndemn, zice Domnul, să vă sfătuiesc ca voi să luați aminte și să faceți așa cum v-am cerut și eu am să-mi fac partea mea. Amin.